Domnul Dragnea, în alta curte a decis irevocabil și indubitabil că sunteți un infractor. Mai rămâneți pe funcția publică? Mai mergem la Europa, să vedem. Mi se pare normal ca un infractor să fie președintele Camerei Deputaților? Mergeți la pușcărie de pe această funcție? Ok. Mergeți la pușcărie de pe această funcție? N-am de gând. Demisia, domnule Dragnea. Dar de ce nu facem o reformă, domnul ăsta, să meargă oamenii ca dumneavoastră pe viață la pușcărie? Sau domnul Voiculescu, care a luat 10 ani de închisoare și s-a eliberat după 2 ani, 7 luni? Nu, pentru că... De ce nu facem o reformă să stea 20 de ani la pușcărie, domnul Voiculescu, să-i luăm toată averea? Deci, părerea mea este cu domnul Voiculescu discutat separat. În ceea ce mă privește, da. Eu consider că trebuie să facem o reformă în justiție, inclusiv pentru ca în anumite situații să nu mai existe abusuri pe care ne-am văzut în ultima vreme, să nu mai existe persoane ca dumneavoastră care să meargă la ușa DNA-ului și să urle acolo. N-am urlat, deci, am pus niște treabă. În ordine. Deci eu cred că... Beton tare pentru că era gălăgie din pricina suporterilor peste. Dar înainte ați fost fără să fie suporteri, la o cu altă ocazie. La în alta porte, da. Deci eu cred că trebuie făcute reforme, inclusiv sub aceste aspecte, pentru ca lucruri de acest genul să se mai întâmple. Prezumția de nevinovăție să fie respectată. Deci, cred că va trebui să face și dumneavoastră un efort de a înțelege aceste lucruri. Dar ce ați spune despre o reformă care să verifice averile unora ca dumneavoastră, să le confiște și să vă bage 20 de ani la pușcărie? O reformă din asta n-ar fi mai în interes public? Să construim spitale, autostrăzi cu banii ăștia? Cel care ar spune așa ceva, l-aș considera că e un idiot. Cam la cât vă evaluați dumneavoastră averea? Aveți o sumă, așa sunt convins că știți. Vă interesează lucrul ăsta? Ar fi interesant dacă tot aveți un moment de sinceritate, haideți să fim sinceri până la capăt. Și dacă îmi răspundeți cinstit, vă răspund și eu cinstit la orice întrebare îmi puneți. Acceptați provocarea? Din punctul meu de vedere, pe mine mă interesează răspunsul dumneavoastră, iar în ceea ce privește averea mea, a fost trecută pe declarația de avere și nu am și ceva de adăugat. Terminați cu prostiile. Infractorul Dan Voiculescu, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare și s-a eliberat din penitenciar fără să facă măcar 3 ani de pușcărie. Da, da. Și pentru că ar fi scris 11 cărți în 12 luni și vreau să-l întreb pe domnul Dan Voiculescu, căruia îi se mai spune și Felix, cum ați scris cărțile alea? Pentru că atunci când ați ieșit din penitenciar, v-am ascultat, ați spus că v-ați creat un biotop și că a stat cu ochii închiși jumătate din timp. Corect. Și cum ați scris că dacă a stat cu ochii închiși jumătate din timp, înseamnă că în 6 luni de zile ați scris 11 cărți. Cum ați reușit presa? Cum ați reușit această performanță? Sunt de la presă. Nu. Vorbește acolo cu mine. Cum ați reușit această performanță? Cu grijă. Da? Bun. Domnul Voiculescu este un reprezentant al biotopului de corupție despre care v-am vorbit ieri în protestul de la Parlament. Reprezentantul aripii securității de business. Știți toată istoria domnului Voiculescu care se ascunde după mine? De ce vă ascundeți? De ce vă ascundeți, domnul Voiculescu? Nu vă ascund, dragă, haideți mă vorbim că sunt inteligent ești. Suntem oameni mari, domnul ce profesor. Ce inteligent ești. Suntem oameni mari, haideți ce să vorbim. Ai școală? Ca de la jurnalist la infractor. Ai școală? Am școală de jurnalist, domnul Voiculescu. Unde? Ce facultate ai? Jurnalist, la Timișoara. Sunt jurnalist. Ce frumos. Mălin Bot mă numesc. Domnul Bot. Domnul Bot. Felicitări. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? Domnule Dragnea, cum vă explicați că toți administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? De ce nu răspundeți la întrebări? Unire! Că protestatarii nu știu șobolaie în piață, supărerea mea. Unire! Dreptul la opinie este un drept pentru care eu am luptat la revoluție. Dacă atât au înțeles sau atât crede dreptul lor. Sunteți considerat un șobolan de către foarte mulți oameni, cam 600 de mii că s-au protestat în stradă, pentru că susțineți legile pentru mafioți, pentru corupți. Dumneavoastră știți unde vă aflați? Ați înțeles unde vă aflați? Nu, acum vor... Știți cum se cheamă piața asta? Știu cum se cheamă, dar v-am întrebat ceva important. Dacă asta e tot ce ați înțeles atunci, vă doresc multă sănătate, multă liniște, multă sănătate. E bine să fiți sănătos, să vă simțiți ca între români. Știm că serviți corupții și că le faceți interesele, sunteți ok? Când vă uitați în oglindă? Încerc să mă bucur de această zi, dar e destul de ieftine și păcat, că totuși aveți dreptul la propriu. Da, îl vedeți și pe domnul Gabriel Oprea. Domnul Gabriel Oprea, un semi-analfabet care a ajuns vicepremier. Ce faceți, domnul Oprea?
Ce faceți, domnul Oprea? Cum ați ajuns dumneavoastră un semi-analfabet vicepremier? Și conducător de doctorate. De ce nu vorbiți? Mosul dosar cu ple, era o declarație falsă a lui Vlad Pazuma. Da, domnul Ponta, știți că lumea vă spune Pinocchio? A fost greu? A fost greu în instanță, domnul Ponta, să spuneți adevărul? Eu întotdeauna spun adevărul. V-a torturat justiția? Păi și atunci de ce se spune despre dumneavoastră că sunteți un mitoman înrăit? Așa zicea domnul Băsescu, știți? Spunea că minte cum respiră. Ați reușit să spuneți adevărul la instanță, domnul Ponta? Cred că mi-ai furat mașina, mă. Da? Nu v-a furat nimeni mașina, tu, mașina e acolo, dar mașina. V-ați pierdut dumneavoastră cu firea. Cum mi-ai furat mașina? Cu v-ați pierdut cu firea, domnul Ponta. Păi să nu te calci, da. Doamne ferește. Ai grijă. Mulțumesc. Domnul Ponta, cum vă explicați că PSD-ul a ajuns pe mâna unui infractor? Da, îl vedeți pe domn, celebrul domn Ciordache aici lângă mine. Haideți, nu fugiți, domnule Ciordache. Spuneți oamenilor, vă place că transformați România în rai infracțional? Om de drept teoretic crede în principiile dreptului, nu? Indiferent de drept, nu? Un principiu al dreptului, drept constituțional, drept civil, drept penal, le știți. Un principiu al dreptului spune că o sentință definitivă și irrevocabilă îl face pe un om infractor. Dumneavoastră aveți două sentințe, una în 2012, una în 2014. Sunteți dublu infractor și cu toate acestea insistați să rămâneți în viața publică. Pentru un om de drept, și bunicul meu a fost judecător, o astfel de situație a fost o rușine. S-ar fi retras undeva într-o livadă și nu ar mai fi apărut în viața publică. Pentru dumneavoastră, de ce nu este o rușine și de ce nu vă retrageți? Sunteți un infractor și reprezentați creatorul mafiei cu care se luptă acum Direcția Națională Anticorupție. De ce nu vă retrageți dumneavoastră? Întotdeauna i-am admirat pe cei care nu reușesc să înțeleagă complexitatea unei vieți care adeseori poate să ducă la situații într-un fel ciudat. Ce faceți, domnul Codrin Ștefănescu? Transformați România în raiul infractorilor? Ștefănescu! Vă dați jos al doilea guvern, domnul Codrin Ștefănescu, ca să scape Dragnea de pușcărie? Codrine! Domnul Ștefănescu, ați ajuns de mirul lumii! Nu vă e rușine, domnul Ștefănescu? Nu vă e rușine în ce hal a ajuns PSD-ul? Vă e rușine, de aia nu vorbiți, nu? Nu e rușine că transformați România în rai infracțional? De ce fugiți, domnule Ciordache? Uitați pe domnul Ciordache! Vă e rușine? Știți că oamenii vă spun Ciordache? Ciordache? Știți că oamenii vă spun Ciordache? Vă place că vă spun Ciordache? Uitați pe domnul Ciordache! Nu mai știu unde și-a lăsat limuzina de lux de 100.000 de euro! De ce fugiți, domnule Ciordache? De ce ne norociți România, domnul Ciordache? Vreți să rămâneți numai voi în țara asta? Da, îl vedeți pe celebrul domn Ciordache aici lângă mine. Haideți, nu fugiți, domnule Ciordache. Unde fugiți, domnul? Oamenilor, vă place că transformați România în rai infracțional? Mergeți la pușcărie de pe funcția de președinte al Camerei Deputaților? Cred că nu. Da? Cred că nu. Aveți, vă bazați pe modificările din Camera Deputaților, prin care sperați să vă rezolvați problema cu abuzul în serviciu? Am văzut că lucrați la un prag cu prietenii dumneavoastră de la partid. Bateți timpul. Pe cum, sunt modificări în Camera Deputaților, discutate în Comisia Juridică? Sunt la ordinul dumneavoastră? Bateți câmpie, domnul Bun. Încercați astfel să scăpați de pușcărie, domnul Dragnea? În ce calitate lucrați? De jurnalist. Ați venit de la penal la penal? Să fiți sănătoți, e dreptul. Ați venit de la penal la penal? De ce sunt penal, prietene? Știi de ce? Sunteți condamnat, aveți cazier. Știi de ce? Știi de ce? Aveți cazier, nu contează. Sunteți penal, domnule. Pentru conflict de interese. Ați angajat poată la cabinet. Curtea Constituțională. Asculți? Știți cât stine? Curtea Constituțională a declarat că în perioada aia nu există fapta. Știți cât stine competenți nu se pot angaja pentru că dumneavoastră corupții de la PSD v-a angajat Flozic, știți? Știți? Rușine de ceea ce vreți să faceți? Să nu mai lipește să stea pe mașină. Nu vi l-a lipit. Vă e rușine de ceea ce faceți? Mi-a lipit să stea pe mașină? Domnul Rădulescu, vă e rușine de ce faceți? Mi-ai zgâriat și mașina cumva? Vă bucurați să transformați România în raiul infractorilor? Care e raiul infractorilor? Dumneavoastră știți ce părere au oamenii despre dumneavoastră? V-au întrebat, v-au spus vreodată pe stradă? Nu știu, eu știu oamenii. Știți că sunteți o rușine a României, a Parlamentului? De ce tu ești o rușine, mai mari voi? Știți că sunteți o rușine a Parlamentului? Mă lasă să intru în mașină? Domnul mitralieră. Nu mă interesează ce spui tu. Știți că oamenii cred despre dumneavoastră că sunteți o rușine? Vă bucurați că sunteți o rușine? Da? Vă bucurați? De ce transformați România în raiul infractorilor? Și că dumneavoastră ca infractor mergeți la televizor să vorbiți despre justiția care v-a condamnat. Sunt televiziuni de stat sau sunt televiziuni particulare? Statutul televiziunii este irelevant. Relevant este subiectivismul dumneavoastră. Dumneavoastră ca infractor sunteți subiectiv în această discuție. Cum supraviețuiesc aceste televiziuni? Dumneavoastră ca infractor sunteți subiectiv în această discuție. Răspundeți-mi la întrebare.
prezența dumneavoastră nu ar fi corectă acolo numai dacă pe burtiere s-ar scrie Sorin Roș Castănescu, infractor? Ce? De ce se scrie ce? Sorin Roș Castănescu, jurnalist? Trebuie să punem mâna pe carte, n-aveți cultură. Okay. Întrebarea mea nu are legătură elementară, cu cultura. Nu aveți cultură elementară, nu aveți cultură politică. Nu are legătură cu cultura. Păi v-am auzit de nenumărate ori. Are legătură cu impostura. Și acum eu închid televizorul și nu vă mai ascult. Are legătură cu impostura. Dumneavoastră mergeți la televizor în calitate de ziarist sau de infractor? Închid televizorul, nu vă ascult și mă uit la cei care dovedesc că au cultură. Așa, infractorii au cultură în România, nu? Democratice. Și scriu cărți ca să scape de pușcărie, nu? Aveți fraze dinainte pregătite, discutați numai în șabloane. Sunt spontane în urma reacțiilor dumneavoastră. Atât vreau să vă întreb, domnul Roșu Castănescu. Sunteți foarte slab ca jurnalist. Și evitați, una la mână. Pentru că sunt slab ca jurnalist, vă mai întreb încă o dată și evitați răspunsul. Nu e normal să vii templul cărții pentru a face politică. Dumneavoastră la televizor mergeți ca infractor sau ca jurnalist? E o întrebare total greșită de ne. De ce? Pentru că... O concluzie. Poate un judecător să fie ministru într-un guvern... Da, am înțeles. De ce repetați întrebarea? Am înțeles-o. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Să vă întreb, da, ca om al legii, credeți că un om care este condamnat penal poate ocupa demnități publice, indiferent care, primar, ales, numit sau orice de acest fel. Ca om al legii să-mi răspundeți, nu ca om al guvernului. Deci, mă, eu am spus că nu vorbesc decât în numele meu, ca om al legii, ca ministru, ca ministru al justiției. Dar de ce nu răspundeți? Ba nu răspund. Da sau nu? Sau Igen. Da, da. Suntem oameni simpli din stradă și... Domnule ministru, este o problemă. Deci nu sunteți deloc... Nu răspundeți niciodată. Ba da, o să ne răspundă. Răspund cum știu eu. Adică trebuie voi... să răspundeți pe înțelesul nostru al oamenilor din stradă. Pe înțelesul... Noi nu știm legile. Haideți să vă... Spuneți nu ca să vă eliberați. Deci, mea domnul Licean, calitatea profesională și cea de cetățean. Ca da. Cetățean român, ca om, că avem și calitatea de om. Credeți că un infractor trebuie sau nu să ocupe o funcție publică? Da sau nu, domnule? E aceeași întrebare. Eu nu judec cetățenii, eu am judecat legile și dar asigur... Dar dumneavoastră, ca cetățean, credeți că un infractor poate să ocupe o funcție publică? Ca cetățean, sunteți cetățean, sunteți om înainte să fiți judecător. Știu asta, dar dacă nu eram ministru, nu mă întrebați. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? Credeți că veți reuși? De ce nu răspundeți? Vă e rușine să purtați acest dialog? Vă e frică să vorbiți cu oamenii? Ce răspundeți celor 1000 de judecători care fac un protest față de legea inițiată de dumneavoastră? Credeți că veți scăpa de pușcărie, domnule Dragnea? Le facem cadou să vă obișnuiți cu ele, domnule. Un infractor emite legi ca să scape de pușcărie? La pușcărie, domnule! Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile din justiție ca să scape de pușcărie? Credeți că veți scăpa, domnule Dragnea? Le facem cadou. Dacă n-aveți nicio legătură cu Teldrum, de ce vă e frică de dosarul Belina? De ce nu recunoașteți că Teldrum e firma clanului dumneavoastră? Credeți în continuare că dosarul Belina Victor Ponta va denunța? De ce nu răspundeți? Ce faceți, domnul Dragnea? Un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? De ce nu răspundeți? Sunteți un om laș? Acolo care sunt arborite. Mergeți la pușcărie de pe funcția de președinte al Camerei Deputaților? De ce nu demisionați? Vă e rușine să purtați un dialog? Sunteți infractor. De ce nu vă dați demisia, domnul Dragnea? Vi se pare? Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie. Vedeți că scăpați de pușcărie? Vedeți că veți scăpa dacă veți schimba legile justiției? De ce nu răspundeți? Vă e frică de răspunsul, domnul Dragnea? Sunteți infractor. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Ce zic că nu. Păi cum? Justiția spune că sunteți infractor. Cum poate un infractor să fie șef al Parlamentului, domnule Dragnea? Ce vreți să faci? Să ne răspundeți și nouă la întrebare. Vă dați demisia sau nu vă dați demisia? Domnule Dragnea, un infractor dă jos propriul guvern pentru că nu l-a scăpat de pușcărie? De ce nu răspundeți? Vă e frică de acest dialog? De ce nu răspundeți, domnule Dragnea? De ce ați convocat Parlamentul într-o zi de duminică? Vă e rușine să răspundeți?
Sunteți un infractor care își dă jos propriul guvern pentru că nu-l scapă de pușcărie. Da. Părerea dumneavoastră e că penalii pot să conducă Parlamentul? Părerea noastră este că putem să decidem. Că penalii că pot să conducă Parlamentul. La revedere, și penalii pot conduce Parlamentul, da? Pot da legi. Nu vă pare rău că au murit oameni? Au murit 4 oameni și sunt sute de răniți. Nu vă pare rău pentru ce ați făcut atunci împreună cu Ion Iliescu? Eu n-aș avea motive de părere de rău decât că s-a întâmplat. Ați acționat la ordinul Moscovei? Probabil dumneata care provoce. Pentru crimele Revoluției vă pare rău? Vă pare rău pentru primele revoluții, domnule Dumitru Măgureanu? Nu, vă pun o întrebare simplă. Ești un exaltat și nu știi să pui întrebări. Și m-am întors aici la sediul PSD pentru că nu vreau să renunț. Asta este vestea proastă pentru domnul Liviu Dragnea, infractorul șef al PSD. Ar fi trebuit să înțeleagă după atâtea luni că nu voi renunța și, domnule Dragnea, nu voi renunța. Cât timp fizic am puterea să îmi exercit meseria de jurnalist pe rețele sociale, pe YouTube, unde mai pot eu, până nu le închide ci pe astea, eu am să fiu lângă dumneavoastră, am să vă spun ce am de spus, am să-mi spun opiniile și nu voi renunța. Nu voi renunța să-mi exercit profesia de jurnalist, indiferent câte abuzuri sunt comise de către instituții ca jandarmerie.